Prilej de sărbătoare pentru locuitorii de toate vârstele din Comuna Belcești. Astăzi, 8 septembrie, Comuna Belcești a îmbrăcat haine de sărbătoare, sărbătorind zilele comunei. Acestea vor fi marcate prin muzică, joc și voie bună, alături de artiștii locali, printre care îi amintim pe membrii ansamblului de dansuri populare Belcești, Cristina Candela, Florentina Vezeteu, dar și alți artiști cunoscuți, cum ar fi Petrica Mățu Stoian, Irina Login, Fuego, dar și Iugor Cuciuc. Rătescu, câteva cuvinte despre acest eveniment? Da, este un eveniment care a devenit o adevărată tradiție pentru comunitatea Belcești, o comunitate care evoluează an de an. Cred că, așa cum am spus și pe scenă, vorba aceea românească că omul sfințește locul, se dovedește a avea o realitate și o aplicabilitate la Belcești. Și aici, asta pentru că domnul primar Constantin Ciobăniță a demonstrat prin tot ceea ce a făcut că pentru dânsul, funcția de primar nu e un dar divin, nu e un cadou, ci e o modalitate prin care poate să facă lucruri importante pentru comunitate. Și lucrul ăsta cred că îl transformă pe domnul Constantin Ciobăniță un adevărat model de primar. Un gând pentru cetățenii din Belcești și pentru elevii care încep mâine școala? Aș vrea să urez în primul rând tuturor elevilor Comunei Belcești, nu numai lor, evident, un an școlar bun, cu multe rezultate. Și asta pentru că într-o România aflată în pline transformări, educația reprezintă evident în continuare temelia pentru viitorul pe care și îl doresc. Așa că trebuie să aloce cât de mult timp pot pentru activitățile școlare și pentru actul educațional în sine. Vă mulțumim frumos! Eu vă mulțumesc! Ziua, domnule Movilă, câteva gânduri despre acest eveniment? E un lucru foarte frumos că noi românii, așa cum avem ziua de naștere, cum avem Paștele, cum avem Crăciunul, avem ziua comunei, ziua comunității. Fie că suntem în comună, cum suntem la Belcești, cum avem la Iași, Sfânta Paraschiva, hramul orașului, ziua comunei e o sărbătoare mare, o sărbătoare care înseamnă unitate, o sărbătoare care înseamnă credință, cu atât mai mult astăzi de hramul adormirii Maicii Domnului. Văd foarte mulți oameni. E un lucru frumos, Belcești comună mare. Din păcate, guvernanții n-au niciun reprezentant aici, pentru că Belcești are probleme, are nevoie de ajutor. După mulți ani de zile s-a reușit ca să se asfalteze o bucată din calea de acces spre Belcești, drumul județean de la Erbicen spre Belcești, un lucru de care oamenii aveau nevoie. Și tot la fel de important faptul că după ani de zile demersuri ale primarului comunității, după semnalele din media, după demersuri pe care și eu le-am făcut, s-au alocat bani ca liceul din localitate, campusul, să poată fi finalizat. Era o situație tristă, copiii învățau la Belcești în trei schimburi. Una peste alta este bine și e normal ceea ce se întâmplă. Cum am spus, noi românii întotdeauna am fost puternici atunci când am avut credințe, când am fost uniți și rezultatele nu întârzie să apare. Asta le-am spus și belceștinilor. Să fie uniți, să fie credincioși, că rezultatele bune nu întârzie să apară. Un mesaj pentru elevii care încep mâine școala? Le doresc să fie sănătoși, le doresc să învețe, pentru că educația este un lucru absolut necesar, dar nu este și suficient, pentru că trebuie, pe lângă faptul că înveți, trebuie muncă, trebuie dăruire, trebuie pasiune, dar trebuie și întotdeauna un pic de noroc. Vă mulțumim frumos! Bună ziua, domnule primar, și felicitări pentru acest eveniment. Câteva cuvinte despre acest eveniment? Da, bine ați venit în Belcești. Da, este un eveniment special pentru toată comunitatea. E a 17-a ediție, belceștenii o merită. Am o echipă frumoasă cu care colaborez, angajații mei. După cum vedeți aici, așa, abia acum se strâng rândurile la această sărbătoare. Am fost onorat de prezența unor oameni cu anumite greutate din conducerea județului și la nivel de parlament. De mâine la treabă! De mâine la treabă! Deci eu dimineața la ora 8 dau drumul la deschiderea unui școlar la cele 7 școli. Câteva cuvinte pentru elevii care încep școala? Viitorul Belceștiului, îi iubesc, îi respect și le-am creat condiții și le creez condiții. Un mesaj pentru întreg cetățeanul? În respect cetățenii, îi reprezint și sper eu
undeva, cândva, la moment de bilanță, să nu fie rușine că prin potul lor am fost primar al Comunei Belcești. În rest, toate cele bune, sănătate, bunăstare la toți belceștenii și la toată România. Veți candida și la anul, la primărie? Cred că pentru finalizarea proiectelor care sunt în derulare și dacă sunt sănătos, totul în regulă. Am înțeles. Vă mulțumim frumos, domn primar. Bună ziua, bună ziua. Declar deschisă ediția 17-a a sărbătorilor Belceștiului. Vă urez o zi frumoasă tuturor, invitaților, belceștenilor, de la copii și până la cei mai în vârstă care puteți să faceți față până la încheierea acestui spectacol. La mulți ani, belceșteni, la mulți ani, stimați invitați, și în continuare să iasă cum gândim. Vremea ține cu noi, n-avem voie să nu iasă ca lumea. Vă mulțumesc! La mulți ani, dragi locuitori ai Comunei Belgești, la mulți ani tuturor celor care astăzi își serbează ziua numelui. E o zi importantă pentru creștinătatea întreagă, pentru creștinătatea ortodoxă în mod special. Liceiurile, și să vă gândiți cu drag, cu speranță la viitor. Și pentru că vorbeam de trecut, eu cred că pentru cei care trec pragul Comunei Belcești pot vedea cu toată obiectivitatea necesară în fiecare an progresul pe care Comuna Belcești îl realizează, și asta în primul rând îmi permis să spun datorită destoinicii domnului primar Constantin Ciovăniță, și îl felicit și pe această cale. Destoinicia pe care o arată față de comunitatea Belcești, de Comuna Belcești, cred că domnul primar Constantin Ciovăniță îndeplinește sau arată că vorba aceea românească, potrivit căreia omul sfințește locul, în cazul domniei sale are o acoperire deplină. Închei asigurându-vă, dragii mei, de faptul că trebuie să aveți încredere în continuare în domnul primar Constantin Ciobănița și în faptul că echipa de consilieri județeni a Partidului Național Liberal și echipa de parlamentare a Partidului Național Liberal vor fi cu toate puterile lor în continuare alături de dumneavoastră, de domnul primar. La mulți ani încă o dată, multă sănătate și Doamne ajută, tot ce vă doriți. Felicită, domnule primar! Consilieri județeni, cuvioși părinți, dragi locuitori ai Comunei Belcești, vă mulțumesc pentru invitația de a participa astăzi la ziua dumneavoastră și la ziua Comunei. Ca o comună să-și sărbătorească ziua, chiar de marea sărbătoare pentru biserica și creștinii ortodoxi, în ziua sfântă de naștere a Maicii Domnului, înseamnă că acea comună e binecuvântată, iar locuitorii ei sunt ocrotiți. Vă rog să-mi permiteți să vă doresc tuturor celor care astăzi își sărbătoresc ziua de nume, după caz, Doamne și Domn, să vă bucurați de multă sănătate, de ocrotirea acestei sfinte născătoare și pretutind de dumneavoastră și familiile dumneavoastră să fiți ocrotite. O comunitate, dragi locuitori ai Comunei Belcești, care nu se bazează pe idealuri comune, pe valori comune ale familiei, pe angajamentul de a asigura un viitor copiilor lor, o astfel de comunitate rămâne doar o mulțime banală de lume, de oameni. Aici, însă, în Comuna Belcești, și nu e prima oară când vin, am găsit aceste valori comune împărtășite atât între dumneavoastră, cât și împreună cu consilierii locali, cu domnul primar Ciobănița. Or, lucrul acesta arată că comunitatea dumneavoastră e o comunitate închegată și care se pune la dispoziția celor pe care astăzi i-ați lăsat în fața dumneavoastră, cei mai seniori dintre dumneavoastră, respectiv copiii. Și acest lucru reprezintă, de fapt, angajamentul tuturor, al nostru ca politicieni, ai bunicilor, care astăzi vor să ofere un model de continuitate tinerilor nepoți, și ai autorității locale, angajamentul domnului primar Constantin Ciobăniță, de a răspunde acestor valori pe care vi le împărtășește. Îl apreciez și îl felicit pentru această continuitate. Acesta este viitorul domnului primar.
Mâine încep școala toți. Eu, alături de echipa consilierilor județeni din cadrul filialei Iași a Partidului Național Liberal, mizez foarte mult pe susținerea pe care trebuie să oferim copiilor la început de an și pe tot parcursul anului școlar. Accesul la educație este vital atât pentru Comuna Belcești, cât și pentru România, pentru a le face pe amândouă să fie într-adevăr o comună educată, o Românie educată. Educația le oferă copiilor noștri șansa de a avea un viitor așa cum dumneavoastră îl doriți pentru ei. Și vă îndemn că atunci când considerați că la nivelul administrației locale, la nivelul administrației centrale, un parlamentar poate să răspundă tuturor acestor cerințe ale copiilor dumneavoastră pentru a nu abandona școala, pentru a continua să-și realizeze studiile la Iași, la universitate, la liceu, să o face și să veniți spre noi. Așa cum îl știu eu pe domnul primar, va răspunde întotdeauna pozitiv. Vă doresc să aveți o sărbătoare binecuvântată, să fiți ocrotiți mereu, vă spun la mulți ani și vă doresc multă sănătate tuturor. Vă mulțumesc! Să rămâine, bună ziua, bine v-am găsit! La mulți ani, în primul rând, dragii mei, este o mare sărbătoare și normal să vă spun la mulți ani, Maria, Maricica, Marian, și toți cei care poartă asemenea nume. Suntem un popor creștin, un popor ortodox, și ne bucurăm de fiecare dată când avem asemenea sărbători în calendar. Domnule primar Titice Băniță, domnule senator Iulia Scânteie, dragii mei, este o zi importantă pentru că, dincolo de sărbătoarea ortodoxă, suntem la Belcești, una dintre comunele cele mai mari și mai frumoase din județul Iași. Din păcate, nu văd aici pe cei care ar trebui să susțină și mai mult comuna, cei care guvernează, pentru că de ziua unei comune trebuie să fim cu toți aici, la fel cum dumneavoastră sunteți, și noi ar trebui să fim aici, pentru că unii din cei care lipsesc astăzi au pus bețe în roate proiectelor Comunei Belcești. Poate unii au încercat, dar nu s-a văzut. Cert este că sunt două realizări importante în comună și vreau să-l felicit și eu pe Titi Ciobăniță, așa cum îl știți cel mai mult dintre dumneavoastră, pentru faptul că în ultimii ani, aproape săptămânal a fost la Consiliul Județean să se asfalteze acea bucățică de drum spre Iași pe care circulați cei mai mulți. Pare o minune că s-au asfaltat 500 de metri de drum aici la Spinoasa. Un alt proiect important care este aici, vorbea colega mea, doamna senator Iulia Scânteie, despre educație. Cel puțin de 3 ani de zile, Titi Ciobăniță este periodic, era la Ministerul Dezvoltării pentru banii pentru campus. Era rușinos, era jenant ca într-o comună așa mare și în altă comună, oricare ar fi ea, copiii să învețe în 3 schimburi și dincolo de poveștile și discursurile multora, să nu fie capabil guvernul să dea bani pentru campus. Titi, felicitări pentru acest lucru, știu cum a decurs, sunt unul dintre cei care l-am susținut. La Belcești sunt încă foarte multe de făcut. Dumneavoastră veți decide cu cine veți face. În prima poziție este Titi Ciobănița. Chiar dacă sunt din alt partid, îi doresc succes, pentru că înainte de toate suntem oameni și stăm de vorbă cu dumneavoastră ca oameni, funcțiile sunt trecătoare. Vă doresc încă o dată la mulți ani. Puterea noastră ca români a stat întotdeauna în credință, a stat în unitate și la fel cum la biserică de Paște, de Crăciun sau în fiecare duminică, ne bucurăm că ne vedem și ne cerem iertare unii de la alții când greșim, la ziua comunii ar trebui să fiți toți, pentru că sunt mii de belceșteni care ar putea să se bucure la această mare sărbătoare. La mulți ani, locuitori ai Comunei Belcești, Liten, Tansa, de unde sunteți, să vă bucurați, să fiți mândri că sunteți din această comună. La mulți ani!